Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara anunță o intervenție realizată pentru prima dată în România numită drezotomie cervicală. Scopul intervenției chirurgicale a fost de a controla durerea ireductibilă la o pacientă suferind de o tumoră invadând nervii brațului prin întreruperea preferențială a intrărilor periferice nociceptive, fibrele care transmit durerea la nivelul măduvei spinării. Intervenția se desfășoară sub microscop operator, lucrându-se pe o profunzime de mai puțin de 5 mm pentru a păstra intacte fibrele sensibilității tactile și ale motricității. Se creează astfel o anestezie selectivă doar pentru durere și doar în zona țintă. Aveam o durere de nesuportat. Un an jumate nu puteam să dorm decât pe sofa cu capul pe măsuță. Nu m-am putut întinde în pat de durere. Și printr-o vrajă am aflat de domnul doctor Brânzeu, care pentru mine, în Dumnezeu pe pământ, uite, mi-a putut face această operație, că operația, am înțeles, unică în România, și acum văd că îmi pot mișca brațul, mi-l simt, am reușit, m-am ridicat, mă duc la baie, vin, mă pun în pat. Pot vorbi, sunt conștientă, e ceva peste așteptările mele. Operația a durat 8 ore și a necesitat antrenament chirurgical specializat. Această primă intervenție arată că putem, dacă ne dorim, și noi ne dorim în cadrul Spitalului Județean din Timișoara. Avem o echipă excepțională condusă de profesorul Pleși în cadrul clinicii de neurochirurgie. Iar noi vom face ca următorii pași ceea ce intenționam oricum să facem având în vedere această echipă, și anume să dotăm secția de neurochirurgie așa cum trebuie la standarde europene, astfel încât astfel de intervenții să poată fi făcute din ce în ce mai des pe viitor și să putem să salvăm de durere cât mai mulți pacienți care se încadrează în această categorie. Vorbim atât de investiții în infrastructură, cât și de investiții în dotarea cu aparatură medicală performantă la standarde de ultime generație, microscoape chirurgicale, sisteme de neuronavigație craniană, sisteme de radiologie intraoperatorie performantă, CT-uri intraoperatorii, astfel încât medicii excepționali pe care îi avem să poată să-și pună în valoare toată experiența și toate cunoștințele pe care le au în folosul pacienților. Este vorba de o intervenție menită să controleze durerea la o pacientă cu invazia tumorală a nervilor de la braț. Constă într-o intervenție pe măduva spinării în care selectiv se taie partea responsabilă de durere. Se face sub microscop operator și durează mult pentru că la fiecare nerv se taie doar partea care se ocupă de durere, prezervând toate celelalte funcții nervoase, în așa fel încât pacienta nu mai simte durere în brațul respectiv și își păstrează majoritatea funcțiilor pe care le avea înainte. Această operație, care nu știu dacă vă puteți imagina ce dureri groaznice avea doamna până la momentul operației, care acum este liberă de dureri. Da. Așa o operație durează foarte mult. Neurochirurgul trebuie să aibă răbdare, rezistență fizică, pentru că operația dura ca atare în jur de 6 ore.